Salutare! Răspunde la un individ de pe YouTube care pune mai multe întrebări și cu certitudine și voi aveți asemenea întrebări. Bun. Spune așa. E o întrebare foarte lungă, o iau pe rând. Salutare, Laurențiu! Mai de mult într-un clip spuneai că dacă ești un om bun, conștiința îți va trimite lucruri bune. În cazul acesta, cum îți explici faptul că unii dintre acești oameni ajung să fie omorâți sau să sufere în cine știe ce alte moduri? Mă gândesc că poate, oricât de bun ai fi tu, dacă te afli în conjunctura nepotrivită sau în contextul nepotrivit, la momentul potrivit, nepotrivit, tot sunt șanse mari să ți se întâmple ceva nasol. Aici mă gândesc mai mult la oamenii care sunt victime colaterale într-o țară aflată în război. Întrebarea merge mai departe, dar o luăm pe rând. În primul rând, dacă ești un om bun, circumstanțele care le descrii tu, nepotrivite mai multe moduri și feluri, nu te-ai fi aflat în ele. Conștiința are grijă să nu ajungi acolo. Dacă cumva ajungi acolo, atunci, sigur, nu ești un om atât de bun pe cât crezi. Hai să definim asta a fi un om bun. Pentru că e un pic ciudățică. Voi credeți, majoritatea, că sunteți oameni buni. Și acum, eu pot să te întreb pe tine, dragule, dacă ai peste 70.000 de gânduri în cap în fiecare zi și știi inconștient față de ele, de unde știi tu că ești un om bun? Mai pe scurt, ca să realizezi sau să știi sigur că ești un om bun, trebuie să nu mai ai niciun gram de gând în cap. Să fii total aici, complet. Să n-ai frustrări, să n-ai frici, să n-ai speranțe, să n-ai dorințe. Altfel, dacă ai dorințe, dacă ai speranțe, dacă ai frici, dacă ai frustrări, dragule, nici pe departe nu ești un om bun. Un om bun nu înseamnă ca să-ți vezi de treaba ta într-o circunstanță. Trebuie să-ți vezi de treaba ta în toate circunstanțele posibile. În toate circunstanțele posibile. Iar dacă ai fi un om bun, nu ți se întâmplă ție. N-are cum. Spui aici, mai de mult într-un clip spuneai că dacă ești un om bun, conștiința îți va trimite lucruri bune. În cazul acesta, cum îți explici faptul că unii dintre acești oameni ajung să fie omorâți? Dragule, nici pe departe, ca și de la Laurențiu Marga, nu sunteți oameni buni. Eu n-am întâlnit nici măcar 5% pe un om să fie bun. Nici măcar 5%. Ce 5? E mult. Nici 1%. Păi dacă ești inconștient, cum ai putea să fii bun? Omul inconștient este rău, hain, întotdeauna își vede doar partea lui, întotdeauna vede doar ce-i convine și întotdeauna va fi subiectiv. El la care uneu un cap, el nu poate să fie obiectiv. În viața lui nu poate. Să vrea să fie obiectiv, tot prin subiectivitatea lui va vedea. Și asta arată că n-are cum să fie un om bun. Bă, n-are cum. Dar, datorită faptului că nu știți ce este conștiința, adică Dumnezeu, nu înțelegeți, nu vă lăsați conform ei, ci conform vouă, credeți că din întâmplare ai ajuns într-o situație nepotrivită. Nu există nimic întâmplător. Cum am mai explicat, și frunza din copac uscată și luată de vânt nu curge fără voia și știrea lui Dumnezeu sau conștiință. Nu curge, nu pic. Și bineînțeles, lucrurile se întâmplă conform lui, nu conform ție, mă, nu conform oamenilor. Oameni buni, voi credeți dacă vă vorbește cineva blând, e un om bun? Dragilor, nu. Sub blândețea aia s-ar putea să aibă o frică, o dorință sau o identificare. Te duci la un preot, da? Sau la un sihastru, sau la un om care este de obicei bun, adică cel puțin așa crezi tu. Și te duci la el și spui, de exemplu, un lucru, nu știu, despre Dumnezeu, despre păcatele tale sau ce crezi tu. Și el, datorită faptului că este identificat cu Dumnezeu, el îți va spune sau îți va răspunde la întrebarea ta conform învățăturilor lui despre Dumnezeu. Cum să fie el un om bun?
Cel care s-a debarasat de tot ce înseamnă eu mental, gânduri, emoții, sentimente, frici, frustrări, simțământ de existență, după ce s-a debarasat de toate și este într-o pură comuniune cu Dumnezeu, cu conștiința, omul ăla nu-ți vorbește din memorie și imaginație. Omul ăla tace și conștiința curge prin el. Sunt rari oamenii aia. 1, 2, 3, 4, maxim, dacă sunt 4, 5 oameni de genul ăsta, contemporani, maxim. Ăștia poți să-i numești oameni buni. Ei nu mai au treabă cu tine. Îi vezi mereu singuri, își văd de treaba lor, își beau cafeaua singuri, se plimbă singuri. Cât mai mult singuri, că ei n-au nevoie de celălalt. Iar pe cei care îi vedeți mereu înconjurați de oameni, înconjurați de religii, înconjurați de idei, înconjurați de orice circumstanțe de genul ăsta, mentale sau non-mentale, că e același bullshit, oamenii ăștia, chiar dacă vor să fie buni, nu pot să fie buni. Așa că spui aici, ia să vedem că mai zici o chestie pe aici. Ia, stai un pic. Sau să merg mai deep, zici tu, și mai departe, cu sute de ani în urmă, când erau vremuri grele pentru oameni de rând și mai ales pentru femei. Dragule, nu judeca tu o perspectivă veche din perspectiva asta, nu, nu fi prost. Nu judeca, judecă măcar ce vezi tu și ce consideri tu acum, în momentul ăsta. Nu de sute de ani, că nu știi tu ce era atunci, în primul. După aia să zici, mai zici aici, sau un caz recent de sclavie modernă, gen sclavie cum era pe timpuri la noi în România, nu mai știu exact în ce zonă, acum niște ani, de un clan mafiot răpea oameni, fie de pe stradă sau chiar și din casele lor, fie îi abordau în public și îi manipulau într-un fel sau altul și într-un final oamenii ajungeau să fie privați de libertate, puși la muncă foarte grea, umiliți, batjocoriți, bla bla bla. Poate că niciunul dintre acești oameni din toate exemplele pe care le-am enumerat nu trăiau în prezent, nu poate. Bă, nu trăiau. Te gândi că sunt rar oamenii care trăiesc în prezent. Fără gânduri sau cel puțin nu marea majoritate. Bă, nimeni nu presupune că oamenii trăiesc fără gânduri sau în prezent, pentru că astea sunt niște etape ale conștiinței foarte fine. Așa, dar pot să garantez că unii dintre ei nu erau oameni buni? Bă, garantat, îți spun eu, nu era niciun om bun. După toate cele ce ți-am explicat aici, n-avea cum să fie un om bun. N-avea cum și nu au cum să fie oameni buni. Oameni care își vedeau de treaba lor, care nu mințeau. Păi de unde știi tu că acei oameni își vedeau de treaba lor și nu mințeau? De unde știi tu? Ia-te pe tine, exemplu. Ești un om bun? Te-ai oprit tu din gândit? Te-ai oprit din judecat? Te-ai oprit tu din a avea emoții? Din a avea frustrări? Din a avea sentimente? Toți oamenii sunt ca și tine, plini de gânduri, de emoții, de sentimente, de frici, frustrări, speranțe. Și asta nu vă face nici pe departe, nici oameni cum se cade. Bă, nu oameni buni, vorbim prea mult de oameni buni. Nici oameni cum se cade. Pe cum poți să fii un om bun când în tine naște dorința? Hai să-ți luăm un exemplu, da? Tu ești bărbat aici, ai un nume, nu știu, ciudățel, în fine, și spui așa, vezi o tipă, drăguțică, îți place ție, o invizi la o cafea, da? Din dorința de a te culca cu ea, păi tu ești un om bun, o să-i spui ce vrea femeia să audă. Chiar să fii și sincer, să-i spui, eu vreau doar să mă culc cu tine. Îmi place tine și, bă, în sinceritatea ta, n-ai cum să fii un om bun. Ești agresiv. Chiar dacă îi spui frumos, draga mea, mai ieșim și la a doua, a treia cafea dacă ne culcăm astă seară. Condiționezi, ești un om bun. Altceva, este list. Vine ceva și spune, ce vrea cum, steaua nu joacă nimic. Să ies că imediat reacționezi la ceea ce spune omul respectiv, dar cu smârc în tine. Ești un om bun. Oameni care își vedeau de treaba lor, care nu mințeau, care nu bârfeau. Bă,
a fi un om bun este foarte rar. Este un Iisus, este un Buddha, un Lao Tzu, un Ramana, un Tilopa. Bă, în niciun caz. Ceea ce credeți voi sub formă de cuvinte. Voi încercați să înțelegeți ce înseamnă a fi un om bun fără a fi un om bun. Păi cum dracu poți să faci asta, mă? E ca și cum eu aș vrea să înțeleg pe Hagi strategiile lui de fotbal, eu, nefiind jucător profesionist în Liga Campionilor. Cum să înțeleg pe Hagi? Și dacă eu nu sunt jucător și cred că l-am înțeles pe Hagi sau am idei despre ce spune Hagi, bă, înseamnă că sunt idiot, înseamnă că sunt prost. Cam așa crezi tu că ai idei că despre oamenii aia că nu mințeau, că își vedeau de treabă, presupui, supui și tot așa mai departe. Ești doar un prost care crezi că înțelegi. Bă, nu poți să înțelegi. Când vei înțelege ce înseamnă a fi un om bun, să vezi că devii tăcut. Eu când ies la cafenea, mă salută oamenii, au discuții, că au probleme cu anxietatea, cu depresia, nu mă bag în discuțiile lor. Unii vin și mă mai întreabă, Laurențiu, ce părere ai tu despre gălăgia asta mentală? Nu văd de treaba mea și atunci? Pentru că el nu vine să învețe, el doar vrea să audă o părere, nu văd de treaba mea? Cel care vine să învețe, vine cu altă atitudine. Și atunci sunt dispus să vorbesc cu el. Voi vreți să înțelegeți marea cu degetul. Vreți doar să băgați degetul de la picior mare și ziceți, gata, am fost la mare, înțeleg marea, e super miștos. N-ai înțeles nimic? Marea, dar are și numele. Mare. E mare, imensă. E vastă. Și nu încerca să înțelegi ce înseamnă a fi un om bun uitându-te la alții. Păi tu rămâi la fel de prost ca ceilalți, că toți studiați comportamentul celorlalți, niciodată pe al vostru. Bă, niciodată. Ca să poți să studiezi comportamentul tău, trebuie să ai atenția pentru prima oară fixă, măcar. După aceea, când atenția ți-e fixă, o să vezi că și peste atenția fixă, memoria și imaginația tăvălesc peste tine. Tăvălesc fricile, frustrările, dorințele. Dorințele mentale, dorințele simțurilor. Ne luați-o cu începutul. Veniți la evenimente, veniți să lucrăm individual, veniți față în față, veniți online să puneți mâna odată, să vă corectați limbajul ăsta din cap nociv. Că vă dați vouă în cap cu el și dați tuturor cu care vă întâlniți. Bineînțeles, unii dintre voi vă credeți deștepți, că poate ați prins un concept, alții despre voi citiți 5-10 cărți și ziceți deja că știți, dar ce ține de mintea umană, eu contemporan, încă n-am citit ceva, bă, să zic, omul ăsta înțelege ceva. În niciun caz. Vă aștept la evenimente, vă aștept în mai la eveniment, vă aștept în septembrie la eveniment. Dacă sunteți curajos, vă curajos și vă aștept când lansez cartea, să veniți cu întrebări față în față, nu aici. Față în față, ca să vă adulme, să vă văd, să vă privesc, să vă simt, să vă trăiesc. Și atunci o să primiți un răspuns pe măsura ta directă. Acest răspuns care eu ți-l dau, eu nu te văd, nu te simt, nu te aud, nu te trăiesc. Răspunsul e pe măsură. Ciao.